Astăzi am deschis porțile celei de-a 31-a ediție a Salonului Industriei Ușoare, ediția de primăvară. Este cel mai mare eveniment de acest gen din vestul țării. Participă peste 60 de firme din 27 de localități din România. Firmele prezintă o gamă largă de produse de sezon, printre care îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, pielărie, haine pentru copii, cosmetice, bijuterii. Orarul de vizitare este de miercuri până sâmbătă, de la 10 la 8 și duminică între 10 și 18. Avem multe produse dedicate sărbătorilor de primăvară, 1 martie, 8 martie, așteptăm publicul larg să cumpere pentru cei dragi. În paralel, funcționează în parcare și târgul de produse tradiționale. Intrarea este liberă, așteptăm publicul larg să vină în număr cât mai mare pentru că au ce să cumpere. Venim de la Suceava, suntem firmă producătoare, numai din piele. Avem prețuri pentru toate buzunarele, de la 100 la 150, ghete 150-200, aici prețurile. Și încălțăminte foarte ok, zic eu, la prețuri rezonabile. Deci avem desfacere în foarte multe magazine care nu sunt ale noastre. Lucrăm cu multe magazine în țară, dar în Timișoara deocamdată că nu. Deci la târg aici avem vreo 6 ani vechime, cred că, de când venim. E destul de ok. Suntem mulțumiți. Suntem din județul Arad, Almaș. Avem haine de blană, cojoace, mai bine spus. Prețurile sunt de la 530, cele mai scurte, până la 1150, cele mai lungi, care trec până la cizmă. Venim mereu aici, plăcere venim, că suntem și aproape. Deci în trecut mergeau cu mult mai bine. În anii trecuți, când se făceau chiar la corturi și aici și peste tot, era Timișoara pentru noi cel mai bun oraș. Păi acum am venit așa cumva îndoielnici, că am văzut că timpul se îndreaptă spre primăvară, dar sperăm că totuși cineva își mai cumpără și vara sanie. Hrănuțe pentru copilași, de la bebeluși până la copii mai mărișori. 14 ani? Da, da. Uitați, bluzițe pentru copilași. Din gama Disney avem multe sortimente, tot felul de personaje, Hello Kitty. Un training depinde. Uitați, de exemplu așa, cu mini, îi la 65 lei. Pantalonaș de blug și vine... de bluziță. Depinde la compleuri. Cam așa, în jurul ăsta, 65-85 la compleuri. Și la rochițele, în jur de tot așa, 65-75. Avem și niște costume naționale. pui de bănățeni la 130. De la 6 luni la un an. Deci eu ofer haine de piele de foarte bună calitate. Mai mult haine de damă am. Pentru sezonul de primăvară și de toamnă, prețurile sunt foarte diferite în funcție de ce tip de piele se folosește, dar sunt de la 380 de lei până la 1200, găsiți. Caut așa un model scurt, cambrat, cu multe cusături. Tinerii caută modele scurte, foarte cambrate și fixe pe umăr, pe corp. Persoanele în vârstă, haine mai legere. La târgurile care se organizează în oraș și pe site-ul meu. Bijuterii, mărțișoare, articole pentru doamne care vor să schimbe puțin ținuta dacă vor, deci nu mă refer strict la o persoană anume, mă refer pur și simplu la cele care vor să fie altfel, la doamnele care vor să fie altfel. Doamne, m-am întrebat dacă e argint. Argintul este mai scump, nu se poate folosi tot timpul în bijuteriile mele. Pietrele semiprecioase sunt scumpe și atunci dacă aș folosi argint, ar deveni mult mai scumpe. Eu folosesc prețuri mai accesibile ca să ajung pe o piață mult mai variată de lume. De la 120 la 150 colierele, de la 10 lei cercei până la 30 de lei, depinde de fiecare ce își dorește. E al doilea târg la care particip și sunt foarte mulțumită de clientela care a venit. Nu, magazin online, doar la târg, dacă au posibilitatea sau dacă nu, la alte târguri din țară, Brașov, Sibiu, unde ne mai ducem.